România ar putea intra în spațiul Schengen până la sfârșitul anului. Președintele Klaus Iohannis a declarat că nu există garanții, dar România este poziționată mult mai bine acum. Potrivit lui, Europa are nevoie de unitate. Acest lucru a devenit clar odată cu invazia rusă în Ucraina și se poate realiza doar prin aderarea României, Bulgariei și Croației la Schengen. La București va veni o echipă de experți din 15 state membre, Olanda, care s-a opus în mai multe rânduri, nu și-a desemnat un reprezentant în misiunea de evaluare. Decizia ar trebui luată în decembrie, când va avea loc reuniunea Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne. După aceea, sigur, vor fi încă discuțiile politice și discuția finală, care nu se va purta în Consiliu, ci în Consiliul Uniunii, în formatul numit JAI, Justiție și Afaceri Interne. Acolo se ia, de fapt, decizia. Nu toate punctele sunt încă lămurite, dar cred că de data aceasta avem șanse mai bune decât în altă conjunctură.